Ministerul român de externe a reacționat după amenințările lansate de Dmitri Medvedev, mâna dreaptă a lui Vladimir Putin. Declarațiile fostului președinte și premier rus arată o mare doză de frustrare, transmite Ministerul nostru de externe, după ce Medvedev a afirmat că aderarea Republicii Moldova la UE este posibilă prin crearea noii românii mari. Dar consecințele nu vor fi deloc amuzante. Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce acum în direct mai multe detalii. Bun găsit, Gabi! Te urmărim! Am găsit, reacția Ministerului Afacerilor Externe vine în contextul în care fostul președinte rus Dmitri Medvedev a făcut o serie de afirmații prin care reușea să atace țara noastră, iar asta după ce am văzut că cei din Consiliul European au decis să îi dea Republicii Moldova statutul de candidat pentru a putea fi țară membră a UE. Prin urmare, Dmitri Medvedev preciza că țara noastră intenționează să creeze o nouă Românie mare și mai mult decât atât, spunea că a văzut imaginile din urma ședinței comune a Parlamentului României și Parlamentului Republicii Moldova atunci când politicienii s-au strâns în horă. Spunea Dmitri Medvedev că i s-a părut amuzant acel moment, însă reacția Rusiei nu va fi la fel de amuzantă și avertiza țara noastră să țină cont de faptul că în Transnistria locuiesc 220.000 de cetățeni ruși. Iată așadar că a venit și reacția oficialilor din partea Ministerului Afacerilor Externe, care susțin că aceste declarații fac parte dintr-o retorică falsă a Rusiei, care de altfel nu vine decât cu astfel de explicații pentru a duce mai departe propaganda. Pe de altă parte, mai susțin cei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe că reacția menționată indică, pe lângă un mare grad de frustrare, un lucru cert, decizia Consiliului European de a acorda statutul de stat candidat pentru Republica Moldova este o decizie corectă și reprezintă o realizare cu adevărat istorică, o reconfirmare a vocației și orientării europene ale Republicii Moldova și cetățenilor săi. Pe de altă parte, este important de văzut în aceste momente și ce reacție vom avea din partea oficialilor Uniunii Europene, în contextul în care am văzut că în ultima perioadă s-a vorbit foarte mult despre acest subiect și anume despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.